invitațiile ați venit la ședința noastră din luna octombrie. Deschidem lucrările ședinței noastre. Îi dăm cuvântul doamnei secretare să supună spre aprobare procesul verbal din ședința din luna trecută, după care alegem președintele de ședință, iar președintele de ședință va prezenta ordinea de zi. Vă mulțumesc! Cu aprobării procesul verbal al ședinței din luna septembrie 2018. Sunteți de acord cu el? Vă mulțumesc! După conform propunerii dumneavoastră, primul punct de ordine de zi, alegerea președintelui de ședință, ca urmare a propunerii doamnei Putucan Daniela, am să vă rog să supunem la vot de primul punct de zi, pentru ca aceasta să dea citire ordinei de zi. Dacă sunteți de acord? Deci, dacă sunteți de acord cu alegerea în funcția de președinte al ședinței, a doamnei consilier, Putucan Daniela, care va conduce lucrările ședințelor Consiliului Local și va semna hotărârile adoptate de aceasta în lunile octombrie-decembrie 2018. Sunteți de acord? Mulțumesc! Vă rog frumos, doamna Daniela, să dați citire ordinei de zi. Având în vedere dispoziția primarului în numărul 183 din data de 19.10.2018, sunteți convocat la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Pătrărești, care va avea loc joi 25 octombrie 2018, ora 9.30, în sala de ședințe a Consiliului Local Târgărești, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada octombrie-decembrie 2018. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Târgărești pe trimestrul 3 al anului 2018. 3. Proiect de hotărâre privind completarea planului de investiții pentru anul 2018. 4. Proiect de hotărâre privind completarea anexei privind atribuțiile directe pentru anul 2018. 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019. Și punctul 7 diverse. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi propusă, vă mulțumesc. Pentru mai multă operativitate o să dau eu o citire proiectelor de hotărâre pe care vine supus de aplicare. Vom trece la punctul 2 al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Pătrărești pe trimestrul 3 al anului 2018. Se aprobă execuția veniturilor bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Târgărești pe trimestrul 3 al anului 2018 în valoare totală de 2.093.562,02 lei, din care 1.883.153,61 lei la secțiunea de dezvoltare și 210.408,401 lei la secțiunea la secțiunea funcțională și aceștia la secțiunea de dezvoltare. Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local pe trimestrul 3 al anului 2018 în valoare totală de 1.762.907,80 lei, din care 1.560.999,39 lei la secțiunea de funcționare și 201.908,41 la secțiunea de dezvoltare. Dacă suntem de acord cu această execuție, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind modificarea planului de investiții pentru anul 2018. Se modifică planul de investiții pentru anul 2018, după cum urmează. La capitolul 84.02, litera B, rândul 1, coloana 5, va fi de 340.000 lei și coloana 8 va fi de 67.000 lei. Modificarea prevăzută se regăsește în anexa prezentei hotărâri. Este vorba despre suma budo-excavatorului care a fost trecută de la un patrupăr bugetar la altul. Dacă sunteți de acord, modificarea planului de investiții. Mulțumesc! Proiect de hotărâre privind completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2018. Se completează anexa privind achizițiile directe, după cum urmează. La capitolul 1, 500 formulare de cere declarații pe propria răspundere
pentru acordarea unor drepturi de asistență socială. La punctul 109, 200 de formulare de anchete sociale pentru acordarea unor drepturi de asistență socială, privind alocația pentru susținerea familiei. Punctul 110, set pentru WC, 2 seturi. Punctul 111, 3 bucăți capac WC. Punctul 112, 3 bucăți găleată mop. Punctul 113, 5 bucăți să pun lichid. Punctul 114, hârtie igienică, apă, 2 bani. La capitolul 2, pentru 47, servicii extras de carte funciară, pentru informare și ortofotoplan necesar certificatului de urbanist, clădire, sediu, primărie. Punctul 48, servicii întocmire, releve, în vedere expertizării sediului primărie. Punctul 49, servicii expertiză tehnică, sediu primărie. Punctul 50, servicii proiect, respectiv DTAC și PTH, privind reabilitarea sediului primăriei, care cuprinde extindere, schimbare soluției acoperiș și anvelopare. Punctul 51, avize, acorduri și planuri pentru reabilitare sediului primărie. Punctul 52, servicii casă de avocatură pentru rezolvarea situației cu sege plotale SA și taxa de timbru. La capitolul 3 se completează cu punctul 13, respectiv lucrări de amenajare, spații pentru parcare, utilaje, primărie, comuna Bărgărești. Dacă sunteți de acord cu aceste completări, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018. Se aprobă rectificarea în trimestrul 4 a bugetului propriu de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, după cum urmează. Se diminuează veniturile bugetului local al Comunei Bărgărești cu suma de 340.000 lei la capitolul 480402, sume alocate proiectelor din PADR. 2. Se diminuează cheltuielile bugetului local al Comunei Bărgărești de la capitolul 840301, transportul respectiv titlul cheltuieli de capital cu suma de 340.000 lei. 3. Se majorează cu suma de 340.000 lei la capitolul 840301, transporturi, titlul 10, proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile. Și 4. Se efectuează virări de credite între capitole pentru realizarea unor cheltuieli neprevăzute la începutul anului bugetar și care sunt strict necesare astfel. La autorități executive minus 4.000 lei, la iluminat public minus 5.000 lei, protecția mediului minus 10.000 lei, transportul minus 10.000 lei. Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale plus 29.000 lei. Dacă sunteți de acord cu această rectificare bugetară. Și ultimul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2018. Prin proiectul de hotărâre se aprobă creșterea Se aprobă creșterea taxelor cu 10% la construcții și post-construcții și se mai propune o creștere la alte taxe speciale, respectiv la certificatul de atestare fiscală se modifică de la 1 la 10 lei, la eliberare copii arhivă de la 5 la 10 lei, la eliberarea devedinței vechime de la 1 la 10 lei și la taxe pentru încheierea căsătoriei la sediul primăriei zilele de sâmbătă, duminică și zilele legale, libere legale, de la 100 la 150 lei. Restul taxelor rămâne schimbate ca cele aprobate de dumneavoastră anul anterior. Dacă sunteți de acord cu propunerea acestor taxe. Mulțumim frumos. La direcție, vă rog frumos, care doriți să vă înscrieți. Taxele astea speciale pentru construcții, ce înseamnă? Dar nu sunt taxe speciale pentru construcții, că niciuna din taxa asta specială nu v-am zis că e pentru construcții. Nu, nu, a zis ceva de construcții cu... Nu, am zis la curs construcții, la terenul curs construcții, la ăla crește cu 10% ca și la clădiri. Mm-hmm.
funcție. Știți că de ani de zile am mers pe același. Da, de 2 ani de când este noul cotist. Nu s-au modificat. Nu s-au modificat. Am înșelat clădirile de lege. Clădiri? Și la clădiri, pe și construcție. Am zis autorizațiile de construcție. Nu, am zis curs construcții și la clădiri, propunerea este cu o creștere de 10%. Asta e tot. N-am avut mărit de mult. Nu, dar n-am avut niciodată de când este noul cod fiscal, să știți, și am mers numai cu mine. Și dumneavoastră știți că dacă nu avem bani în bugetul local, nu putem să facem ceea ce ne doriți și ceea ce dorim. Pentru că asta e situația, nu avem societăți comerciale, nu avem susținători economici. Și de asta am încercat să umblăm puțin aici, ca să putem, n-am exagerat, n-am depășit, n-am făcut 100%, ci nu se mă dea. Oricum, vă mulțumim. Domnul, am o întrebare către domnul viceprimar. Ce facem cu apa? Problema asta nu e problema. Asta e problema noastră. Dar ceva un ajutor, trebuie spart acolo, ce faci? Ajutor, banii s-au împărtat și acum ajutor de la cine aștepți? De la Dumnezeu. Trebuie spart acolo. Trebuie spart, dar nici nu știu unde se spart. Da, trebuie și acolo la noi, nu trebuie spart. Deși o să fie o problemă când o să vină frică. Acolo trebuie verificat dacă nu cumva e la... Nu, de la deja nu mai spau, post scos afară. De două ori a venit domnul din Nicorești și nu e, e spart principal. Și aici, la stație, nu deci e spart este sub asfalt. Nu este nu spart, așa am găsit loc, așa că și iese prin asfaltul. Era mai slab acolo. Spart, nu este spart. Am discutat problema cu domnul Vicen și cu domnul consilier Rotaru. Eu vin cu propunerea să convocați acolo, la nivelul localității Nicorești, cetățenii și să stăm de vorbă, puțin, să discutăm. Asta este a comitetului aceluia care gestionează acolo, da? Da. Bine. Bun. Și într-o seară mergem, discutăm, pentru că aici e vorba de cetățenii. Trebuie, probabil că vine iar rezolvată până da? În ghețul. Dacă nu, noi trebuie să punem acolo, să oprim, da? Pentru că punem în pericol circulația pe traseul acela. Și n-am dorit ca pe urmă să fim luați la răspundere. Dar chiar să opriți. Este la poartă la mine, dar nu este la mine. Este doar la mine, dar este pe principal, dar lumea nu înțelege, că eu n-am nicio bină că punce pe asfalt, că își face apa, își face loc. Cursul apei. Adică nu este la mine. Și-a găsit un loc. Și-a găsit un loc și iese și toată lumea că e la mine. Nu e la mine, dacă e la mine, tăiați-vă, lăsați-vă fără apă, dar știu sigur. E mai la deal. Coloana principală și acolo. Păi coloana principală, dar sunt oameni care spun, dar eu, deci, eu singur o să fac. A venit Pavel și a văzut că este principal de vreo 4 ori 5 găuri mari care n-are ce să facă. Da, la dumneavoastră eu mă refer în primul rând la intersecția de la București. Dar și la intersecția, dar nu de la foarte este că este prin mijlocul asfaltului. Da, noi trebuie să luminare. Acolo trebuie oprit apa, că e păcat. Vine perioada sezonului rece și asfaltul. Vine apă. Dumneavoastră, dar de ce n-a venit la primarul comunei, să spune? Da, s-a dat comanda pentru, sau trebuie să se dea comanda pentru tichetul de vacanță, mai avem luna noiembrie, decembrie, și o să plece funcționarii, Am gândit că vreți dumneavoastră. Nu că n-am vrea. Mulțumim, domnul. O să vă spun mai multe, dar nu vreau să vă spun. Așa că nu mă provocați. Dar dumneavoastră știți ce aș vrea să spun, nu? Poate știu, da. Curățenia, oră, linia comună, săpatul șanțului, loc de pe lângă, toaletare, copaci. Da. Da, alte probleme, vă rog frumos. Să vă răspund eu, dacă nu, ce de problemele care le-ați ridicat în ședința trecută. Domnul Dorvoș a zis de microbuz, am luat legătura, am vorbit cu, nu l-am găsit pe domnul patron, am vorbit cu fratele dânsului
au zis că au suplimentat micropuzele dimineața și la prânz, la ora 2, când sunt mai mulți copii, au introdus mai multe micropuze. Și tot vorbim la șomărie. Și de asta au plătit taxe. Cu 30 de euro. Asta nu i-au zis, dar asta nu i-au spus. Deci, un abonament de Am discutat și despre ceea ce a zis dumneavoastră de zilele de sâmbătă. Nu sunt mulți copii care merg la pregătire sau activități organizate la nivelul orașului să discute și problema asta. Au rămas să discute cu... Păi e 1.500.000, dacă plătești 1.500.000 din Nicorești până în Târgu Ocna, n-ai inclus și sâmbăta și... Pur și simplu, cam același lucru. Păi atunci și eu calcul la valoare, atât de bine este, diferența foarte mică. E de 2 lei. Da. Nu, dar ideea este că... Domnul Balint a zis de marcaje. Marcajele ați văzut că s-au făcut imediat. Ai văzut? Domnul Bodia cu cameră video doresc acolo și la școală de la să vedem ce vom face, pentru că acum nu mai avem activitate la școală. Trebuie să vedem, am discutat cu domnul director, trebuie să conservăm cumva. Nici nu putem să închidem poarta, că totuși mai sunt copii care se duc acolo și se mai joacă. N-am dorit să se întâmple nimic rău acolo. Vă avem pe dumneavoastră prin zonă și mai monitorizați acolo. Na. Dar sunt copii și dacă chidem foarte achipiți-mă. Atâta au unde funcționă. Desfaceți împreună. Și când sunt până la 2.800.000? Da. Și cam astea au fost problemele ridicate de dumneavoastră la ședința trecută. Acum, dacă mai aveți alte... propuneri, alte probleme, am eu mi le notez și... Am văzut șanțurile, mizerii mari de șanțuri, mă uitam, nimeni nu poate să... Da, dar toată lumea trebuie să-și cureți șanțurile, nu se așteaptă... A trebuit frunză. Dar nu trebuie foarte de primă. Cu timpul. Nu primăria. În fața, acum, toată lumea e obligată să-și cureți șanțurile. Să ne dea o comunitate așa și să sperăm că suntem binecuvântați și să ne meargă bine. Și am încercat cu curățenia. Păi, dar degeaba, azi am făcut curat, a doua zi iar era prin șanțurile cu frunze. Asta este, trece toamna și după aceea. Dar noi, cu cei de la 416, facem în porțiunile unde nu sunt locuințe. Scuză-mă, dar în fața casei dumitale poți să-ți săpi șanțul și să-ți încureți. Acolo unde nu sunt case, acolo unde sunt persoane în vârstă, neputincioase sau sunt case părăsite, da, trebuie autoritatea locală. Dar dumneata, ca gospodar, în fața casei dumitale trebuie să... Și ți-am făcut și beton, nu din banii, dar e din banii. Bine, zicem de-a lungul drumului județean, dar sunt drumurile sătești. Păi acolo e problema cel mai mare. Pe drumul de județean, de acolo nu curăță, dar ne miroase, nu așa, tot din urmă. Da. Și ar putea informa cu mine de la tine încolo la bază, miroase și așa, de alea. Într-adevăr, ar trebui încă un funcționar care să se ocupe de treaba asta, de partea de mediu, și să îi dăm... eu știu, carnetul cu procesele verbale și să sancționăm. Dar n-aș dori să ajungem acolo să sancționăm oamenii. Abia să-și plătească taxele și impozitele, abia să-și întrețină familiile, să-și trimită copiii la școală. Dacă mai dăm și noi amenzi, ne încărcăm noi aici cu un fel și fel de amenzi și care nu vreau să le... Da. Da, încercăm. Noi încercăm. Totuși avem o comunitate curată, ni s-a spus, ne bucurăm pentru asta, încercăm să menținem cât se poate. Și oricum, eu vă mulțumesc pentru că ne-ați aprobat aceste proiecte de hotărâre, pentru că vedeți ceea ce propunem noi aici, sunt în folosul comunității și chiar dorim să facem lucruri bune și frumoase.
apropo și de clădire, clădirea primăriei și cu căminul, a venit domnul expert, merg lucrurile mai încet. Eu aș dori mult mai rapid, dar sunt unele situații în care nu putem, trebuie procedurile făcute în așa fel încât să fie legale și corecte. Continuăm și cu căminul. Ați văzut, am propus și pentru clădire, pentru că pierde foarte multă căldură și atunci să facem anvelopare și vă uitați și dumneavoastră că exterior nu prea arată a instituție, de atâția ani de zile nu s-a intervenit, să schimbăm acoperișul, la anvelopare, nu vrem să facem altele decât să reabilităm cheturi de puțin. Foarte bine. Mulțumim. Dacă nu mai aveți alte propuneri, alte probleme de ridicat, încheiem și închidem ședința noastră de azi. Mulțumesc!